Bine v-am regăsit! Azi voi prezenta rezolvarea unor probleme și întrebări legate de calorimetrie care au apărut în testele grilă de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila în ultimii ani. Iar în zilele următoare voi mai prezenta un material de rezolvare a testelor grilă, de data asta din teste propuse pentru admitere la Politehnică și la Academii. Să începem! Într-un calorimetru ideal se află un kilogram de gheață la temperatura de 0 grade Celsius, să se determine masa de apă aflată la temperatura de 60 de grade Celsius, care trebuie adăugată peste gheață, astfel încât temperatura de echilibru termic din calorimetru să fie 10 grade Celsius. Se consideră lambda gheață, deci căldura latentă de topire pentru gheață, egală cu 80 înmulțit cu căldura specifică a apei. Trebuie să fac o observație de la început. În această problemă și în toate celelalte care urmează apare această relație care nu este corectă din punct de vedere dimensional. Pentru că lambda are ca unitate de măsură joule pe kilogram, iar căldura specifică joule pe kilogram grad. Și asta înseamnă că nu mai putem lucra în rezolvarea problemelor folosind unitățile de măsură. Pentru că avem această relație care, repet, este incorrectă din punct de vedere dimensional. Așa că în rezolvarea problemelor vom folosi relațiile pe care le cunoaștem, dar nu vom folosi unitățile de măsură. Trebuie să avem doar grijă să folosim un sistem coerent, adică toate mărimile fizice de același fel să fie exprimate în aceeași unitate de măsură. Deci în calorimetru avem gheață la 0 grade Celsius, asta înseamnă că imediat ce primește căldură începe să se topească și turnăm peste ea apă care are 60 de grade Celsius, apa va ceda căldură, gheața va primi, dar gheața are nevoie de două călduri ca să ajungă la temperatura de echilibru. Odată are nevoie de căldura de topire, calculată cu forma masa de gheață înmulțită cu lambda gheață, căldura latentă specifică de topire. Și apoi apa rezultată în urma topirii are 0 grade și trebuie să se încălzească și ea până la temperatura de echilibru, care este 10 grade Celsius. Deci plus M gheață, nu mai e gheață, s-a topit, dar masa apei care a rezultat prin topire este egală cu masa de gheață care s-a topit, înmulțită cu căldura specifică a apei și înmulțită cu 10. Și vedeți, nu scriu grade, am explicat de ce. Dar 10 grade este variația de temperatură pentru apa rezultată prin topire până când ajunge la temperatura de echilibru. Deci ceea ce vedem aici este căldura primită și ea trebuie să fie egală cu căldura cedată. Cine cedează căldura? Apa caldă turnată în calorimetru. Acolo avem masa de apă, ori căldura specifică a apei. Iar variația de temperatură este de la 60 de grade la 10 grade, adică înmulțit cu 50. Și aceasta este ecuația în care necunoscuta noastră este masa de apă. Asta întreabă problema. Câtă apă cu temperatura de 60 de grade trebuie să turnăm pentru ca să ajungem la temperatura de echilibru de 10 grade Celsius. Și se vede că masa apei este, aici masa de gheață se poate da factor comun, pe lângă lambda gheață este 80 înmulțit cu căldura specifică a apei, plus 10 înmulțit cu căldura specifică a apei, supra 50 înmulțit cu căldura specifică a apei. Se simplifică cu căldura specifică a apei și avem că masa de apă este masa de gheață înmulțită cu 90 pe 50, 9 pe 5, 1,8.
Și pentru că masa de gheață era 1 kg, înseamnă că răspunsul corect este 1,8 kg. Trebuie să turnăm în calorimetru 1,8 kg de apă cu temperatura de 60 de grade, pentru ca în final să avem o temperatură de echilibru de 10 grade Celsius. Deci răspunsul corect este B. Într-un calorimetru ideal se găsește 1 kg de gheață la temperatura minus 20 de grade Celsius, să se determine ce masă de apă lichidă cu temperatura de 75 de grade Celsius trebuie adăugată în calorimetru, astfel încât temperatura de echilibru să fie 20 de grade Celsius. Se consideră că experimentul se desfășoară la presiune atmosferică normală și că căldura specifică pentru gheață este jumătate din căldura specifică pentru apă, deci avem relația C mic gheață este C mic apă supra 2 și că lambda de topire, căldura latentă specifică de topire pentru gheață, lambda gheață, este de 80 de ori căldura specifică a apei. Aceeași observație, această relație nu este corectă din punct de vedere dimensional, deci nu vom scrie unitățile de măsură. De data asta, gheața nu mai are 0 grade, așa cum era în problema precedentă, are minus 20 de grade. Asta înseamnă că ea trebuie să primească 3 călduri ca să poată să ajungă topită în stare de apă la 20 de grade Celsius. Odată trebuie să se încălzească de la minus 20 până la 0 grade, pentru că nu se poate topi până când nu ajunge la 0 grade Celsius. Și avem atunci M gheață ori căldura specifică pentru gheață înmulțită cu 20, pentru că trebuie să se încălzească cu 20 de grade, plus M gheață ori lambda gheață, căldura de topire, și plus mai trebuie ca apa rezultată prin topirea bucăților sau bucății de gheață să se încălzească până la 20 de grade. Deci M gheață ori C mic apă ori 20. Tot ce am scris aici este căldura primită. Căldura primită de gheață ca să ajungă la 0 grade, căldura latentă de topire și căldura primită de apa rezultată prin topire ca să ajungă la 20 de grade. Căldura cedată este cedată de apa caldă, care are 75 de grade și este egală cu masa de apă ori căldura specifică a apei, înmulțit cu variația de temperatură, de la 75 la 20, deci înmulțit cu 55. Și din nou, necunoscuta este această masă de apă. Câtă apă cu temperatura de 75 de grade trebuie să turnăm ca să ajungem la temperatura de echilibru de 20 de grade? Să rezolvăm. Masa de apă este, aici masa de gheață se dă factor comun din cei trei termeni, pe lângă avem căldura specifică pentru gheață, dar ea este jumătate din căldura specifică a apei, deci avem C apă supra 2 înmulțit cu 20, 20 cu 2 se simplifică și rămâne de 10 ori căldura specifică a apei, plus lambda gheață care este 80 înmulțit cu căldura specifică a apei și plus de 20 de ori căldura specifică a apei. Totul supra 55 înmulțit cu căldura specifică a apei. Atunci masa de apă este masa de gheață înmulțită cu, avem 110 pe 55, pentru că se simplifică căldura specifică a apei, dar 110 pe 55 este 2. Deci masa de gheață înmulțită cu 2. Și pentru că masa de gheață a fost 1 kg, masa de apă care trebuie turnată este 2 kg, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este B.
Într-un calorimetru ideal se găsesc 4 kg de gheață la temperatura de 0 grade Celsius. Mi se dă din nou relația lambda de topire pentru gheață egal cu de 80 de ori căldura specifică a apei. Și în calorimetru se introduce o masă de apă la temperatura de 40 de grade Celsius. Dacă la echilibru termic toată gheața s-a topit și temperatura de echilibru este 0 grade Celsius, este adevărat că e foarte important că ni se spune că s-a topit toată gheața, pentru că doar știind faptul că temperatura finală este 0 grade Celsius, nu știm dacă s-a topit sau nu toată gheața, pentru că, după cum știți, un amestec de apă cu gheață, în cantități cât de cât comparabile, are 0 grade. Nu poate să aibă temperatura mai mare de 0 grade, pentru că atunci n-ar putea exista gheață în amestec, nu poate să aibă temperatura mai mică de 0 grade Celsius, adică o temperatură negativă, pentru că atunci n-ar avea cum să fie apă în amestec. Din fericire, ni se spune că s-a topit toată gheața și pentru că gheața avea 0 grade la început și temperatura de echilibru e tot 0 grade, înseamnă că singura căldură necesară, singura căldură primită, este cea necesară pentru topirea bucății de gheață. Adică este M gheață înmulțită cu lambda gheață. Iar căldura cedată în modul este căldura cedată de apă, adică este masa de apă, orice mic apă, înmulțit cu apa avea temperatura 40 de grade, se răcește la 0 grade, variația de temperatură este 40 de grade. Atunci masa de apă este masa de gheață înmulțită cu lambda gheață, este de 80 de ori căldura specifică apei, supra 40 înmulțit cu căldura specifică a apei. Deci masa de apă este de 2 ori masa de gheață. Și atunci răspunsul corect este, pentru că masa de gheață era de 4 kg, este D. Masa de apă este de 2 ori atât, este 8 kg. Într-un calorimetru ideal se găsesc 9,9 kg de apă la temperatura de 10 grade Celsius. În calorimetru se introduce un obiect de oțel cu masa 0,9 kg și temperatura de 500 de grade Celsius. Se consideră căldura specifică a apei, ce mic indice apă, de 9 ori căldura specifică a oțelului. O notez doar cu ce mic. După ce s-a atins echilibrul termic, care este temperatura din calorimetru? Deci trebuie să găsim temperatura de echilibru, temperatura finală, cea pe care de obicei o notăm cu teta. Primește căldura, de data asta, apa din calorimetru, pentru că se introduce acest corp metalic foarte fierbinte, și căldura primită de apa din calorimetru va fi M apă înmulțit cu C mic apă, înmulțit cu variația ei de temperatură, care este apa se va încălzi de la 10 grade până la teta. Nu știm cât este teta, deci scriem teta minus 10. Este variația de temperatură a apei din calorimetru. Căldura primită trebuie să fie egală cu căldura cedată de corpul cald. Este masa corpului cald înmulțită cu căldura specifică a corpului metalic. Pe lângă, el se răcește de la 500 de grade la teta. Și atunci avem masa de apă, orice mic apă, înmulțit cu teta, minus de 10 ori masa de apă înmulțită cu căldura specifică a apei, este egal cu 500 înmulțit cu masa corpului ori căldura specifică a corpului, minus M orice mic ori teta. Și avem doi termeni care conțin temperatura de echilibru, temperatura finală, necunoscuta noastră. Să rezolvăm. Avem
teta pe lângă masa apei ori căldura specifică a apei plus masa corpului ori căldura specifică a corpului egal cu de 500 de ori masa corpului ori căldura specifică a corpului plus de 10 ori masa apei ori căldura specifică a apei. Și atunci teta va fi la numărător am de 500 de ori masa corpului ori căldura specifică a corpului plus de 10 ori masa apei ori căldura specifică a apei care este de 9 ori căldura specifică a corpului supra masa apei ori căldura specifică a apei, adică din nou de 9 ori căldura specifică a corpului plus mai avem masa corpului înmulțită cu căldura specifică a corpului. Și putem simplifica cu căldura specifică a corpului. Masele sunt pentru apă 9,9 kg și pentru corp 0,9 kg. Și atunci teta va fi 500 înmulțit cu 0,9 plus 90 înmulțit cu masa apei 9,9 supra de 9 ori masa apei, deci 9,9 ori 9 plus masa corpului 0,9. Și dacă veți face calculul, veți vedea că temperatura de echilibru este de 14,9 grade Celsius, așa că răspunsul corect este D. O cantitate de gheață aflată la temperatura 0 grade Celsius este plasată într-o cameră în care temperatura este de 20 de grade Celsius și presiunea atmosferică normală. Dacă toată gheața s-a topit în 10 minute, în cât timp toată apa rezultată prin topirea gheții va ajunge la temperatura camerei? Se consideră din nou că lambda gheață, lambda de topire, este de 80 de ori căldura specifică a apei. Și ni se mai spune, și e foarte important, că debitul de căldură absorbită este constant. Deci, căldura pe care o primește, să zicem, pe minut gheața, este tot atât cât căldura pe care o va primi pe minut apa, care rezultă prin topire. Această precizare este foarte importantă pentru rezolvarea problemei. Gheața se topește întâi, deci avem odată o căldură primită, să-i spunem căldura primită 1, M gheață înmulțită cu lambda gheață, căldura latentă de topire. Și apoi apa rezultată prin topire, care are 0 grade, se încălzește, primește căldură ca să se încălzească până la temperatura aerului din cameră, 20 de grade. Aceasta este căldura primită 2, să-i spunem așa, M gheață, ori C mic apă, ori 20. Trebuie să se încălzească cu 20 de grade. Și pentru că problema face precizarea, debitul de căldură este constant, înseamnă că putem scrie căldura primită 1 supra delta T1, adică supra timpul în care gheața a primit această căldură, trebuie să fie egal cu căldura primită 2 supra delta T2. Acel timp pe care, acea durată pe care nu o cunoaștem. Căldura pe care o primește apa ca să se încălzească până la 20 de grade supra timpul necesar ca apa să se încălzească până la 20 de grade. Și de aici rezultă că delta T2, necunoscuta noastră, este delta T1 înmulțit cu căldura primită 2 supra căldura primită 1. Deci delta T2 va fi delta T1 care este 10 minute înmulțit cu căldura primită 2 este
M gheață, ori C mic, apă, ori 20, supra căldura primită 1 de 80 de ori C mic, apă, înmulțit cu masa de gheață, care se simplifică. Căldura specifică apei se simplifică de asemenea și obținem că delta T2 este 10 minute înmulțit cu 20 pe 80, 1 pe 4. 10 minute împărțit la 4 înseamnă 2 minute și jumătate, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este C, 2,5 minute. Și acum să vedem câteva întrebări legate mai direct sau mai puțin direct de calorimetrie. Prima, se cunosc căldura specifică ce mic, căldura molară ce indice mic și capacitatea calorică ce mare pentru o masă M de apă cu masa molară mu. Următoarele afirmații sunt adevărate. Păi să vedem care sunt definițiile pentru coeficienții calorici pe care îi avem în enunț. Căldura specifică este raportul dintre căldura primită de un corp, masa corpului și variația temperaturii lui, deoarece căldura specifică ne arată câtă căldură trebuie să dăm unui kilogram dintr-un corp, dintr-o substanță, mai bine zis, pentru că avem aici o constantă de material, ca să îi creștem temperatura cu un grad. Căldura molară, ce indice mu, este căldura împărțită la numărul de moli, înmulțit cu delta T, cu variația de temperatură, deoarece căldura molară ne arată câtă căldură trebuie să dăm unui mol dintr-o substanță, pentru ca aceasta să-și mărească temperatura cu un grad. Și mai putem scrie, pentru căldura molară, Q supra mu este M supra mu. Și atunci putem scrie căldura molară în acest fel. În timp ce capacitatea calorică este raportul dintre Q și delta T, pentru că aici nu avem o constantă de material. Avem o constantă care se referă la un sistem termodinamic sau la un corp și ne arată câtă căldură trebuie să dăm acelui sistem termodinamic sau corp pentru ca acesta să-și mărească temperatura cu un grad. De aceea o împărțim la delta T. Și dacă știm aceste relații, atunci se observă foarte ușor, de pildă, că dacă îl înmulțim pe cel mic cu M, M cu M se simplifică și ajungem la C mare. Deci avem relația C mare este M înmulțit cu C mic. Capacitatea calorică este produsul dintre masa corpului și căldura specifică a corpului respectiv. Și dacă ne uităm acum la căldura molară scrisă așa cum vedeți aici și căldura specifică, putem observa că dacă împărțim căldura molară la căldura specifică, vom avea Q ori mu supra M ori delta T supra C mic Q supra M ori delta T. Se simplifică Q, delta T, M și obținem C indice mu supra C mic este egal cu mu, adică C indice mu este mu înmulțit cu C mic. Căldura molară este egală cu căldura specifică înmulțită cu masa molară. Și atunci răspunsurile 1 și 3 sunt răspunsuri corecte. O masă de apă, MA, se vaporizează complet după ce absorbe o cantitate de căldură Q absorbită. Este adevărat că 1. Căldura absorbită nu depinde de masa de apă. Nu ni se spune cum se vaporizează apa, prin evaporare sau prin fierbere, dar nu are importanță, indiferent cum o face, căldura necesară depinde de masa de apă. Deci 1 nu este o variantă corectă. 2. Temperatura la care apa s-a vaporizat complet depinde de masa de apă.
în niciun caz. Temperatura de fierbere, de pildă, nu depinde de masa de apă, iar evaporarea are loc la orice temperatură, între 0 și 100 de grade. Din nou, variantă incorrectă. 3. Căldura latentă specifică de vaporizare a apei depinde de masa apei. Căldura latentă specifică este o constantă de material, deci nu depinde de masa apei. Dacă e apă, are o anumită căldură latentă specifică, din nou variantă incorrectă. 4. Temperatura în calorimetru crește cu siguranță. Nici n-a fost vorba de vreun calorimetru până acum, dar nu văd de ce ar crește cu siguranță temperatura în calorimetru în cazul în care se vaporizează apa, pentru că probabil avem și o căldură primită, nu doar o căldură cedată. Avem ambele călduri. Deci, nicio variantă nu este corectă, așa că trebuie să răspundeți cu E, pentru că e o întrebare cu răspuns, cu complement multiplu. Următoarele mărimi cresc dacă masa unui sistem crește. 1. Căldura specifică, 2. Capacitatea calorică, 3. Căldura latentă specifică de topire, 4. Căldura schimbată la presiune constantă. Căldura specifică este constantă de material, deci nu depinde de cât material avem. Depinde doar de ce fel de substanță avem. Capacitatea calorică, să vedem, capacitatea calorică este raportul dintre căldura primită și variația de temperatură a corpului respectiv. Și ea depinde de masa unui sistem. Evident că pentru a crește temperatura unui corp cu un grad, trebuie cu atât mai multă căldură, cu cât masa corpului este mai mare. Deci 2 e corect. 3. Căldura latentă specifică de topire. Căldura latentă specifică de topire este din nou constantă de material, nu depinde de cantitate. 4. Căldura schimbată la presiune constantă. Aici probabil se face referire la un gaz. Căldura schimbată la presiune constantă, QP, este nu ori CP ori delta T. Și pentru că ea depinde de numărul de moli și pentru că numărul de moli este M supra mu, înseamnă că depinde și de masa gazului. Deci răspunsuri corecte sunt 2 și 4. Mulțumesc pentru atenție. La revedere! Thank you.